Are și un Rareș Bogdan care îi cheamă pe românii de afară înapoi în țară. Avem nevoie de experiența dânșilor și de dânșii în țară. Asta dacă nu vrem ca peste 2 ani de zile sau peste 3 ani de zile să avem 2 milioane de Sri Lankezi, de tailandezi, de Bangladesh și de Nepal pe străzile din București, Cluj și Constanța. Mă insist pe partea cu ura față de străini. Ură de care s-a prins și el până la urmă și a încercat să o mai dreagă. Eu iubesc pe toți oamenii, indiferent de rasă, indiferent de etnie, indiferent de orientare sexuală, pe toți îi iubesc, îi ador. Numai că vreau decât să mă trezesc în România cu 3 milioane din afara spațiului comunitar, prefer... Înțeleg de ce Rareș Bogdan nu deschide toate listele la aur. Pe cuvânt. Îi ador, dar să stea la ei acasă. Îi ador, dar de la distanță.